Astăzi, la Consiliul Județean Mehedinți, au fost acordate diplome de către Biroul Electoral Județean pentru cei care au fost aleși în urma voturilor recente. Ceremonia a avut loc într-o atmosferă festivă, marcând recunoașterea oficială a noilor membri aleși. Diplomele au fost înmânate în prezența reprezentanților, subliniind importanța procesului electoral și a implicării civice. Felicitările și urările de succes au fost adresate tuturor celor care au câștigat încrederea cetățenilor și care vor contribui la dezvoltarea județului Mehedinți în următorii ani. Județul Mehedinți a reușit să finalizeze procesul de centralizare și numărare a voturilor. Încă din primele zile ne-am ocupat pe un loc fruntaș, ca să zic așa, în rândul județelor din țară. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi reușit să organizăm, să închegăm în cele două luni o echipă, zic eu, puternică. Important e ca în cei 4 ani de mandat să încercați ca să veniți fiecare cu idei constructive și să încercați o echipă puternică la nivelul județului Mehedinți. Astăzi, la Consiliul Județean Mehedinți au fost acordate diplome de către Biroul Electoral Județean pentru cei care au fost aleși în urma voturilor recente. În cadrul acestei ceremonii a fost anunțată și realegerea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, reconfirmat de către mehedințeni pentru un nou mandat. Președintele reales Aradin Georgescu a declarat faptul că dorește să continue proiectele pe care le-a început în mandatul trecut, precum și să inițieze altele noi pentru dezvoltarea județului. Acesta consideră faptul că alături de consilierii județeni poate lua cele mai bune decizii pentru cetățeni, subliniind importanța colaborării și a implicării active în rezolvarea problemelor comunității. Da, Biroul Electoral Județean a îndeplinit această formalitate legală, în sensul că, pe de o parte, mi-a înmânat certificatul constatator al alegerii în funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți pentru viitorul mandat 2024-2028, pe de altă parte, a înmânat și celorlalți colegi consilieri județeni de la PSD, PNL și AUR, care au primit votul mehedințenilor pentru a reprezenta în Consiliul Județean Mehedinți. Pornesc optimist în acest nou mandat, care, de fapt, va începe efectiv din luna octombrie anului 2024. Știu nevoile mehedințenilor, știu ce trebuie făcut în județul Mehedinți. Am demonstrat în acești ultimii ani, 2020-2024, că se poate. Am atras fonduri europene, am atras fonduri guvernamentale și am contribuit și noi cu fonduri din bugetul județului la dezvoltarea județului Mehedinți. Vom continua pe același drum bun, pentru că am constatat în urma scrutinului din 9 iunie că mehedințenii au apreciat ce am făcut, în special noi cei de la PSD, ne-au acordat un vot covârșitor. Și acest vot ne obligă. Sunt convins că în mandatul viitor vom face mai mult decât am făcut în mandatul pe care îl vom încheia în luna octombrie anului 2024. Așa să ne ajută Dumnezeu. În cadrul Consiliului Județean Mehedinți, Partidul Social Democrat are 18 consilieri. Partidul Național Liberal are 9 consilieri, iar AUR este reprezentat de 3 consilieri. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, marcând recunoașterea oficială a noilor membri aleși și sublinind importanța procesului electoral și a implicării civice. Partidul Social Democrat a fost activ în județul Mehedinți prin inițierea și implementarea unor proiecte destinate îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Aceste proiecte au vizat diverse domenii, precum infrastructură, sănătate, educație și dezvoltare economică. Printre realizările notabile se numără modernizarea drumurilor, construirea și renovarea unităților medicale și educaționale, precum și inițiative de susținere a întreprinderilor locale. Aceste eforturi reflectă angajamentul Partidului Social Democrat de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului și la creșterea nivelului de trai al mehedințenilor. Tocmai de aceea, cetățenii au ales în număr mare să continue alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și de echipa sa de consilieri județeni.